Bine ați venit! Pentru început, supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru. La diverse am văzut că sunt 8 puncte, mai am și eu 3 care încă n-au ajuns. O să vin acum pentru lucrurile aduc la cunoștință. Cine, procesul verbal din ședința anterioară, cine este pentru? Abținere de potrivă? Mulțumesc. Domnul președinte. Dragii mei, am venit la o nouă ședință de ordinare de Consiliul Local. O să dau citire punctului 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației sumei cheltuite pentru achiziționarea unui sterilizator în vederea procurării a două centrale și instalarea lor în centrele spitalului de bol cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos. Inițiator, Consiliul Local, Cătălin Petronina. Pentru buna desfășurare a activităților în cadrul Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos, consider necesară schimbarea destinației unei sume în vederea procurării a două centrale și instalarea lor în cimile Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos. Suma la care se face referire a avut destinația achiziționării unui sterilizator, însă din motive reale de practice pentru spital, schimbarea destinației ei ar facilita realizarea actelor medicale. Dar este vorba de o sumă la undeva de 8.000 de lei. În spitalizarea de zi merge cam greoi, merge foarte bine cu paliații. Având centrala vechi, fiind de putere mare, sunt sperte. Spațiile de la fostul spital, când erau, noi ne-am restrâns. S-au făcut acolo investiții în care s-au schimbat instalația sanitară, instalația căldura. Și am renunțat, am venit cu propunerea la dumneavoastră, să renunțăm la sterilizator și să luăm două centrale mai mici. Una pentru corpul administrativ și una pentru spitalul, secția paliați. Poate nu știți, paliații i-am mutat în secția, fost de secție de intern. Sunt alte condiții și era păcat să-i intern în posta pediatrie. Revin. Am anunțat că internarea de zi merge cam greu. Și era păcat să ținem spațiul ăla nefolosit. La avizul Comisiei Juridice, domnul Ciobanu, avem dat avizul Comisiei Juridice, domnul Ciobanu. Așadar, sunt pus pe aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 14 voturi pe unanimitate. Se aprobă schimbarea destinației sumei necheltuite pentru achiziționarea unui sterilizator în vederea procurării a două centrale și instalarea lor în centrul spitalului de bol cronice și Sfântul Ioan Târgu Frumos. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de administrare între Consiliul Local al orașului Târgu Frumos și Spitalul de Bol Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, Consiliul Local Cătălin Petronina, etc. Bunurile imobile, clădirile unde își desfășoară activitatea personalului Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos sunt stipulate în anexa care face parte din programul pentru prezentul Spitalului de Boli Cronice, înlocuit în vederea aprobării încheierii unui contract de administrare între Consiliul Local și Spital. În vederea administrării legale a acestor imobile, propun întocmirea unui contract de administrare. Avizul comisiilor. Comisia de Comisia. Dacă nu mai citați discuții, supun spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu am intrat din acest proiect.
Se aprobă încheierea unui contract de administrare între Consiliul Local al orașului Târgu Frumos și Spitalul de Bol Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, conform anexei numărul 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1000 m² teren către SC Termoserv Salut S.A. pentru depozitarea temporară a deșeurilor nete, precum și a deșeurilor vegetale și biodegradabile. Inițiator, domnul vicepremier. Societatea de salubrizare Termoserv solicită dispozitivul local darea în cu titlul gratuit, în administrare, cu titlul gratuit, a 1000 de metri de pătrați de teren pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte, rezultate din activități de construcții, demolări și deșeurilor vegetale și biodegradabile. Undeva în zona proprii de noi. Aveți comisie de urbanism? Comisie odată de sabără. Spun spre aprobare. Acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Potriva, abține, unanimitate. Se aprobă darea de administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1000 m² aparținând domeniului privat, situat în talaua 102, parcela 2007-2708, înscris în cartea curțială numărul 61558, număr cadastral 61558, pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte, rezultate din activități construcții și demolări, precum a deșeurilor vegetale biodegradabile, către Societatea Comercială Termoserv Salut S.A., întreprindere publică la care Consiliul Local orașului Frumos este acționar unic, conform schiței anexa numărul 1. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeței de 678 m² teren situat în strada Taylor, dar la 78, parcela 2090-175, înscris în cartea oficială numărul 61996, număr cadastral 61996, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea înființării a două căsuțe de tip familial pentru copii instituționalizați în centrul de plasament Târgu Frumos. Inițiator, domnul primar Viorel Batoanu. Da. Este a doua locație. O locație o avem la cele 32 de loturi de casă, unde două le vom da pentru Direcția Generală de Asistență Socială să-și facă două căsuțe pentru copiii de la școala specială. Acum noi am identificat, am făcut și în tabulare carte funciară un teren în strada Taylor de 678 de metri, care tot la Direcția de Protecție a Copilului o să dăm pentru aceeași activități să construiască două căsuțe. Ne-au solicitat două locații pentru că așa proiectul fundației care au solicitat, ne-au solicitat două locații pentru patru căsuțe. Două căsuțe s-au dat, două sunt în Taylor. Marele avantaj pentru dânșe este că utilitățile sunt deja, gaz, apă, canalizare. Probabil că după această hotărâre, până în iarnă, se vor începe lucrările de acolo. Avizul Comisiei de Urbanism? La disfavorare. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții, întreținerea îmbrăcăminții rutiere pe strada Aleea Petru Rareș, oraș Târgu Frumos, prin așternerea unui covor asfaltic. Inițiator, domnul primar. Da.
probabil această investiție, dacă o să fiți de acord, o să fac imediat, săptămâna viitoare sau cel mult două săptămâni, când se va retrage utilajele pe Cucuteni și 1 decembrie să se toarne stratul de uzură, atunci o să fac și această lucrare. Avizul Comisiei Economice, domnul Vicepremier? Aviz favorabil. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține, unanimitate. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în preținerea îmbrăcăminței rutiere pe strada Alea Petrei Rareș, orașul Mons, prin așternerea unui covor asfaltic, prevăzut în anexa care face parte la prezenta hotărâre. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții realizare termosistem și izolarea acoperiștii terasă la Creșa din orașul Cărbușenor, direct. Inițiator, domnul viceprimar Alexa Lumeșcu. Da, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul obiectivului de investiții, realizare termosistem și izolare acoperiș tip terasă la Creșa din orașul Târgu Frumos. Clădirea necesita astfel de lucrări și sunt foarte, foarte necesare și benefice, deoarece mai ales terasa avea probleme vis-a-vis de infiltrații și de... era un real pericol pentru copii. Dar pericolul vine pe investiții au fost făcute acum 2 ani acolo. Nu 2. În 2011. Acum 4 ani s-a făcut o expertiză acolo în care s-a dovedit că materialele care s-au folosit la exterior erau de interior. La primul îngheț deja s-au măcinat, s-au infiltrat apă. Da, cum credem, într-adevăr facem lucruri serioase și cu materialul de calitate. Dacă investiția tot se face, se va face exact după proiect, o să... Sper că atât copiii, părinții și cadrele care își desfășoară activitatea la creșă și la grădiniță o să fie mulțumiți. Avizul Comisiei Economice. Favorabil. Supun spre aprobare acest proiect. Nu este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, realizare termosistem și izolare acoperiștii terasă la Creșa din orașul Târgu Frumos de Ziaș. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator, domnul viceprimar. Orice modificare apare în contractul de delegare între ASACIS și APA Vital trebuie trecută și prin consiliile locale ale membrilor ASACIS. În acest caz, prin intrarea în, în asociația unui probot a, a Pașcanului și Ierbiceniu, s-a modificat acest contract. Se propune un acord din partea noastră. Să delegăm pe domnul președinte să semneze actualizarea. Avizul Comisiei Economice. Supun spre aprobare acest proiect. Dar cum este dat? Ăsta este un deranj pentru noi care și s-o găsit acum primăria Pașcani să intre. Drept dovadă, în prima ședință, să pregătim un preferat, că noi ne retragem, să ajungă și la Pașcani, să facă genul de Consiliul Local, în care să anunță că Târgu Frumos se retrage din altă cauza lor. Dăm și noi de locul la alții.
Dacă nu mai sunt... Trebuia să gândească de la început, că fiind sistemul ăsta de turmă, dar dacă am din 98 de localități, 95 au optat, 3 s-au găsit. Reprovat de probleme care au fost. Și care sunt. Și orice mai fie. Mai sunt toate discuții pe baza acestui proiect? Ne-am ajuns noi de Consiliul Local la oraș, pe fost de la după primărie Ierbicen. Că nu știu ce vrea lungă. Nu e corect. Dacă nu vă faceți impresia că e Benelin sau alte, e impresia. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun spre aprobare acest proiect. Care este efectul? Împotriva abținerii? Unanimitate. Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ASACE și SECE Apa Vitale Sariaș, conform actului adițional numărul 16, prevăzut în anexa numărul 1, parte integrantă de prezenta hotărâre. Se acordă un mandat special Asociației Regionale și a Serviciilor Apă Canal Iași, cu sediul în Iași, strada Octav Bărcelor numărul 1, scris în registrul asociațiilor și fundațiilor la Prefa Judecătorie Iași, numărul 7A, 24.000.000, pe care membru este orașul Târgu Frumos, să semneze pe mine reprezentant său legat președintele Asociației, domnul Victor Chirilă, în numele și pe seama orașului Târgu Frumos. Actul adițional numărul 16 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în tot mijloace fixe în inventarul domeniului privat al orașului Târgu Frumos, în vederea căsării și a spatelor lor din gestiune. Inițiator, domnul viceprimar? Da. E vorba de mijloace fixe, mai exact niște țiri pe diverse străzi care trebuie să trecute în domeniul privat pentru a putea fi casa. Avem atașat procesul verbal de scoatere din funcțiunea mijloacelor fixe cu cantități și respectivele de conducte pe străzi. Avem comisie. Dacă nu mai sunt alte discuții, sunt pus pe aprobare acest proiect. Nu este pentru. Împotrivă, abține, unanimitate. Se aprobă o trecere a unor mijloace fixe în inventarul domeniului privat al orașului Târgu Frumos, în vederea casării și scoaterilor din gestiune, conform graficului prevăzut în anexa numărul 1, parte integrantă din prezenta hotărârii. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 99 metri pătrați teren situat în strada Măicuța, numărul 2B, înscris în cartea funciară numărul 61.082, număr care a stat 61.082. Inițiator, consilier local, Zgurlea Vasile. Da. La registratură s-a înregistrat o adresă prin care se solicită cumpărarea terenului în suprafață de 99 de metri pătrați, înscris în cartea funciară 61.082, cu același număr cadastral. Terenul este situat în strada Măicuța, numărul 2. Pe acest teren se află edificată o construcție. Terenul momentan este... Proprietarul deține un contract de concesiune pe terenul aferent construcției. Dorește să-l cumpere. În comisie noi am dat aviz favorabil. Dacă nu mai sunt alte discuții pe baza acestui proiect, sunt pus pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului suprafață de 99 metri pătrați situat în strada Măicuța, numărul 2B, cea numărul 61.082, număr cadastral 61.082. Articolul 2 se aprobă vânzarea terenului de 99 metri pătrați, situat în strada Măicuța, numărul 2B, scris ca de cea cu anul aceeași număr cadastral, cu dreptul de preemțiune conform articolului 123, alineatul 3.4 din legea numărul
215 din 2001 către proprietarul imobilului, Doleanu Tică Gabriel, Doleanu Camelia, conform contractului de vânzare 151 din 20 februarie 2014. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 91 m pătrați teren situat în strada Cuza Vodă, numărul 44G, înscris în carte funciară numărul 60694, număr cadastral 1303, carte funciară numărul 60625, număr cadastral 554, inițiator, consilier local, Sala Funciară Vasile. Deci la proiectul de hotărâre este aceeași speță ca și la punctul 10, numai că e altă adresă, strada Cuza Vodă, numărul 44. În comisia am dat restaurare. Aceleași condiții, tot. Contract de concesiune, edificat o clădire și omul vrea să cumpere de la. Dacă nu sunt discuții, să pun despre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Noi stabilim. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului de suprafață de 91 m pătrați situat în strada Cuza Vodă, numărul 44G, înscris în carte funciară numărul 60694, număr cadastral 1302, carte funciară numărul 60625, număr cadastral 574. Se aprobă vânzarea terenului. Către proprietarul terenului, înscris în carte funciară cu aceeași număr cadastral, către proprietarul imobilului Cuțanu Ovidiu Petrică, conform autorizației de construire, numărul 73, din 30 a 9 a 2019. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Consiliului de Administrare a Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Cărbii Frumos. Inițiator, consilier local, câte pe Mena. Având în vedere modificarea structurii Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Cărbii Frumos, se impune actualizarea acestuia în vederea îndeplinirii cerințelor legale. În acest sens, s-a întocmit acest proiect de hotărâre. Aveți comisie? Comisie economică. Aveți nimic favorabil. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Se aprobă actualizarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Ioan Cărbii Frumos. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în folosință gratuită a spațiului locativ unde își desfășoară activitatea grupa de jandarmi din orașul Târgu Frumos pentru o perioadă de 10 ani. Inițiator, domnul viceprimar. În adresa a Inspectoratului de Jandarmi, mi se solicită darea în administrare gratuită a suprafeței de 14,74 metri pătrați, aflată în clădirea proprietate publică a orașului Târgu Frumos, pentru desfășurarea activității acestei grupe de jandarmi care deservește orașul Târgu Frumos. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață utilă de 14,74 metri pătrați, aflat în călătoria proprietate publică a orașului Târgu Frumos, situat în strada Cuza Vodă numărul 67, pentru desfășurarea grupei de jandarmi din orașul Târgu Frumos a Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, conform scrieții anexei la bani. Numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei societății comerciale Termoservice S.A. Domnul viceprimar, citator. Da, e vorba de o solicitare a SECE Termoservice Salut, prin care dumnealor ne propun spre aprobare o organigramă și stat de funcții. Vis-a-vis de organigramă și stat de funcții, chiar în Comisia Economică, era o întrebare vis-a-vis de oportunitate, vis-a-vis de oportunitatea înființării unui post. Nu știu cum stau cheltuielile de personal. Dacă îi propun 37 de posturi prin adresa respectivă. Dacă îmi pot intervine aici, la, într-adevăr, trebuie să
Domnul director, venit cu rugămintea de a aproba organigrama, că dânsul nu avea organigramă. Da. Avem... solicită și un... să angajeze un auditor. Dar înainte de asta, dânsul mi-a adus nouă consiliu local, fără nimic, dispoziții, dăduse dispoziții că mă angajează începând cu data din 3. Noi am făcut revenire să aduc în consiliu local să vină cu propuneri ce își dorește dânsul și după aia să vorbim, dacă vreau să fie de acord, după aia vorbim de o istorie. Taman că avem curte de conturi, avem oaspeți acum la primăria orașului Târgu Frumos. Una dintre tragerile de mânică este că nu se justifică auditorul nostru din primărie, activitatea domnului auditor din primărie. Nu vreau să hotărâți, nu vreau să influențez cu nimic votul, dar s-a dat deja dispoziții să se facă audit la toate școlile din Târgu Frumos. S-a dat dispoziție să facă la toate birourile din primărie și putem să dăm o dispoziție. Acolo relația este foarte plăcută între auditor și director, să meargă domnul auditor al nostru, să facă un audit la Termoser. Un audit se face o dată pe an. O dată la... nu știu exact. Așa să... din raportul de activitate al Termoserului de anul trecut, este un profit de 4.300 și ceva de lei, da? Un auditor nu-l pot să ține cu 380 de lei, ca să spunem profitul ăla aruncat pe 12 săptămâni. Să plătească un auditor. Așa am zis că o să căutăm, să ne asumăm, să vorbim, să convingem domnul auditor al primăriei, al... să meargă să fac un audit acolo, dacă... dacă sunt discuții. Da, problema de auditare a domnului auditor putea să fie făcută și până acum. Deci, cred că nu era niciodată de problemă dacă auditul din primărie mergea și făcea o evaluare și o lucrare de audit la Termoser. În ce știu eu, e vorba de auditare externă. Eu am avut o discuție cu domnul director cu chestiunea asta și cu curtea de conturi l-a impus. Deci parte de auditare externă. Eu de asta m-am mirat când am văzut că vrea să angajeze un auditor. Aici ați uitat bine. Mai mult interesul este să angajeze, nu auditul. Că știu discuțiile că au fost de a găsi o societate care să presteze. Într-adevăr, pentru ESA-uri, deci nici mine discuții sunt ca bilanțurile să nu fie auditate. Dar la celelalte societăți comerciale, legea prevede, dar încă mai așa, pentru partea de ESA-uri, clar că situațiile financiare trebuie să neapărat auditate de către o persoană autorizată în acest sens, membru al corpului. Da. Da? Acum, din curând, sunt niște criterii, niște... sau... este necesară avizarea OCAP-ului. Pentru nu orice auditor poate să facă auditul... A, exact asta am spus. Trebuie să fii neapărat membru, da? Un expert contabil trebuie să fii membru CECAR. În fiecare au asociațiile care îi reprezintă și neapărat pentru a avea greutate de acea semnătură. Și nu trebuie să fii de asta. Acum, nu știu exact, deci... Nu... Eu, discuția care am avut-o cu domnul auditor, mi s-a spus cam așa, le vezi, domnul primar, ce înseamnă să mă trimiteți la cursuri, să
fiu promovat în tot, toate cursurile să poată să facă un audit mai larg. Și numai să fie, să fie la prua legală, el fiind angajatul primăriei, Termoservul fiind entitatea primăriei, da, ca și acționariat, nu știu dacă poate domnul Loghi, fiind angajatul primăriei, să facă auditare care să fie recunoscută. Da? Da. Dacă atunci nu văd niciun atârnament. Eu nu am nicio legătură, dumneavoastră, ca și Consiliul Local, sunteți autoritatea, adică constituiți ADA la ceea ce se numește această societate comercială, care este asimilată entităților publice, dar nu are nimic de a face cu instituția primăriei. Dumneavoastră, ca și Consiliul Local, decideți tot ce ține de hotărâri în privința patrimoniului, activității financiare, economice, da. Și atunci, auditorul nostru, public intern din cadrul primăriei, poate să fie responsabilizat să facă această activitate. Era bine dacă nu vine, nu veneau alte două controle și ne vedea din înțeles. Acum nu ne-a dat din înțeles, ne-a dat temă. Că trebuie să facem un audit. Deci să te dați să știi, poate din aia va ține și nouă, dar ținând cont că a fost o relație foarte bună înainte, nu s-a făcut niciodată, poate audit acolo probleme cu fostul Termoserv. Și cred că tot că nu s-au ținut de aproape situații financiare, activități, controle și de asta s-au încărcat în insolvență și până la urmă s-au văzut în urmă. Ținând cont de aceste discuții și fiind invocate motive de ordin financiar, și este vorba de un audit intern, nu extern, propun spre aprobare. Nu era vorba de înființarea postului, nu de audit aici. Era spre aprobare. Spre... Intentul de Termoserv. Da. Cu amendament. Pentru acest post de audit public intern. Și pe lucrurile articului 2. Înființarea compartimentului. Și din anexele respective, aprobare cu 36 de... Da, dar 36 de auzit. Da, da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 și a statelor de funcție ale Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Frumos, inițiator domnul vicepreședinte. Se supune spre aprobare programul anual de achiziții publice și pentru anul 2015 și statele de funcție ale Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Frumos, conform documentelor anexe. În Comisia Economică a vis favorabil. Supun spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Abține. Unanimitate. Se aprobă statele de funcție ale Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan Frumos, conform anexelor numărul 1, 2, 3, părți integrate
achiziții grante din prezenta hotărâre. Se aprobă programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 a Spitalului de Gol Cron Cesc Cruzant al Cimonca. Formalitatea numărul 4, parte de grante din prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii de Consiliul Local numărul 30 din 26 februarie 2015. Inițiator, Consiliul Local Stratinceanu Vasile. Da, cred că toți ați lecturat aveți material. S-o trecutat cu greșeală în ceea ce privește numărul parcelei. Când a fost trimis documentația către OCPI Iași, s-a constatat că numărul parcelei este menționat greșit. Și acum dăm o hotărâre ca să rectificăm acea greșeală. În loc de 1822, 1823, 131. Noi, în comisie, am dat aviz favorabil. Să nu crea de cineva, este numărul de parcelă, 1822-1823. Este vorba despre o cărărușă de 11 metri pătrați. Da, dar și de hotărâre. Cred că o văzut, dar câte hotărâri de Consiliul Local, sau mai bine zis, câte contracte de concesiune s-au găsit din nou, fără hotărâri de Consiliul Local, și noi, eu și dumneavoastră, am ajuns să modificăm un număr de cărărușă, un număr de... Nu sunt tabulesc, că este o zi de asta, ca așa. Da, dar noi comisia am dat aviz favorabil. Da, comisia juridică, aviz favorabil. Dacă nu mai sunt discuții, spre aprobarea acest proiect, cine este pentru, împotrivă, unanimitate. Se aprobă modificarea hotărârii de Consiliul Local numărul 30 din 26 februarie 2015 în sensul rectificării erorii materiale în privința numărului parcelă P1822-1-1. În loc de parcela P1822-1-1 se va scrie corect parcela P1822-1-1. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Târgu Frumos, metru 4, anul 2015, în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015. Domnul primar? Da. Sunt în comisie, am trecut la comisie, dar mai modificări nu sunt. Decât s-au dat bani pentru naveta profesorilor și a învățătorilor la școli. Mai este un contract făcut cu Rompacu, care este pentru al doilea an, ne sponsorizează cu 3.000 de euro, a fost anul trecut, 3.000 de euro anul ăsta și am căutat. Trebuie să-i luăm în contul care îl avem pentru sponsorizări. Drept dovadă sunt cu destinație și o să achităm investiția de la creșă și de la grădiniță. Altceva? Nu. Da. Punem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Se aprobă actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă majorarea capitolului de venituri, donații și sponsorizări, trimestrul 4, anul 2015, cu suma de 13.500 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli, creșe, bunuri și servicii, trimestrul 4, anul 2015, cu suma de 13.500 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli, autorități publice și acțiuni externe, cheltuieli de personal cu suma de 70.000 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli, alte servicii publice generale, cheltuieli de personal cu suma de 5.000 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli, ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal cu suma de 30.000 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli, cultură, recreere și religie,
cheltuieli de personal cu sumă de 30.000 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli asigurări și asistență socială, cheltuieli de personal cu sumă de 40.000 lei. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli învățământ, bunuri și servicii cu suma de 55.000 lei pentru finanțarea complementară care asigură de bugetul, care se asigură de bugetul locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ. Și anume, liceul teoretic Ioane Culce, 15.000 lei. Liceul teoretic tehnologic Petru Lareș, 17.500 lei. Școala gimnazială Ion Creangă, 5.500 lei. Școala gimnazială Garabete Brăileanu, 12.000 lei. Grădinița cu program prelungit, mă luăm pe frumos, 5.000 lei. Se aprobă articolul 10, se aprobă diminuarea capitolului de cheltuieli, autorități publice și acțiuni externe, bun servicii cu suma de 230.000 lei. Nu ați fost la vot acest proiect de hotărâre, nu știu să supun la vot și dacă nu sunt dispus. Am să ne dai bătaie? Da. Da. Dacă mai să modificăm ca să nu se citească din nou. Am spus să lăsăm să dăm încă toți în patru ochi. Deja începem să le filmez. Da. Supun la vot acest proiect. Cine se pierdă? Împotriva acțiune. Nu este în comisie, nu? Nu. Poftim? Este în comisie, nu? Nu. Nu. Ești în proiectul. Nu. Știi ceva aprobat. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor responsabile pe efectuarea controlului financiar preventiv în cadrul societății comerciale Termosoft sau Vesa. Inițiator, domnul vicepremier. Societatea Termosoft le supune spre aprobare desemnarea unor persoane responsabile pe efectuarea controlului financiar preventiv în cadrul societății Termosoft sau Vesa. Persoana doamnei Mulărescu Angelica și Sava Mariana. Pentru punctul 1 se propune locuitor pe doamna Mariana Mulărescu. Mare din comisie. A fost e comisie. Da. Supun spre aprobare. Să ne spuțim pe toată acest proiect. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Cunoaște că bătut, okay. Nu mai are ce să susțin relațiile la Termosel. Deja cum nu mai ești secretar, nu mai ești prin asta, schimbăm și copiii, schimbăm de acolo. Nu am uitat. Sper că e bine de aici. Mersul bun al societăților. Se aprobă desemnarea următoarelor persoane responsabile pe efectuarea controlului financiar preventiv în cadrul societății comerciale Termosel Salut de Sac, Voiescu Angelica, Sava Mariana. Articolul 2, persoana nominalizată la articolul 1.1 va avea un locuitor pe doamna Tucan Maria Mirabela. Punctul suplimentar numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței compartimentului pentru sprijinirea îndrumarea și controlului asociațiilor de proprietari. Se aprobă domnul primar. Da. Mai mult avem aici componența compartimentului de sprijinire și îndrumare, control al asociațiilor de proprietari, când mai interesează numărul controlul, decât spre bunerea și îndrumarea. S-au făcut, s-au actualizat comisii. Comisii au fost și până astăzi. Numai că începând de după ședința asta, se vor ocupa alt personal. Domnul comisii? Am văzut la o asociație din oraș. S-a luat o decizie ca toți cei care sunt drogați și au datorii mari și penalități foarte mari.
să-i condiționeze să-și plătească aceste datorii prin reducerea penalităților cu 70% chiar din acolo. Și am înțeles că mesajul fost foarte bine primit de cei votați. Atâta timp cât aceste penalități la 3 ani de zile pot să nu mai fi plătite. Nu sunt apărute între normele, dar... Da. Dar au determinat niște oameni care au datorii să-și plătească. Văd și la scară la mine, sunt oameni care au sume mari, 3, 4, 5 mii de lei. Doamna consilier, problemele nu sunt acolo, probleme mari. Problemele mari avem noi la ANL, la grupurile ANL. Unde avem restanțele de chirie, întreținere, gaz, apă și... Dar avem modalitate de a-i construge să-și achite datoriile. Drept dovad, noi le mai prelungim actul adițional, sperăm că să ajungem și acolo. Noi le mai prelungim actul adițional, și energia electrică imediat se întrerupe. Neavând contract, ne putem face contract și terminat. Nu este normal să revin, nu este normal ca să ajungă căldură, apă, să stai în confort cu noi, ți-aș fi așa dor, și să nu ai nicio responsabilitate. Sunt, nu știu, care au fost criteriile care s-au dat apartamente la blocurile ANL, sunt care n-au stat niciodată, n-au plătit niciodată, apartamentul este închiriat, locuiește altcineva acolo, probabil că ăla face și bani. Și noi ne-am gândit să facem așa fel încât să ajungem în instanță cu toți și să evacuăm. Da, sunt care își doresc. Sunt care stau cu chirii și plătesc 200, 300 de euro. Stau cu copii, au luat un apartament mobilat, că nu au unde să stea. Și-ar dori să aibă și eu apartament la ANL. Poftim, nu pot din cauza la 10 plecați în Anglia, 4 în Italia și sunt 5, 6 sau 26 din 90 ceva de apartament. Nu-i normal. Asta era problema, efectiv, pentru ANL, doamna Bară, spunea pentru ceilalți locatași. Nu, dar vreau să spun acolo, nu este... Ar fi interesant, este... totuși, poate, dacă tot își intră comisia în drept, să aducă centralizare, la nivel de asociație, ce înseamnă restanții, penalități și majorări calculate. Poate luăm o decizie în sensul ăsta. Am văzut, că, am văzut câteva primării care au făcut. Da, chiar și la Pășcani. Și la Iași. Și la Baia Mare. S-ar putea să fie un stimul pentru cei care au ajuns. Eu am înțeles, într-adevăr, se plătesc mai bine. Datoriile... Știți, am încercat și o dat roade oarecum și cu termoselul. O parte din datorii sunt... Tot ce este în adică să, dar cred că nu e atât de făcut o centralizare, să vedem la nivel de asociație, exact. Ce trebuie de sunt restante, ce penalități, ce majorări? Probleme mai avem cu cele 32 sau 34 de apartamente care avem chiriași. Care sunt, da, da. Din cauza lor, având datorii mari la apă, vin locatarii vecinilor care sunt proprietari. Domnule, da. Sunt apartamente de dumneavoastră. Cu cine vorbim? Și au dreptate. Drept dovadă s-au tăiat apa la câțiva care chiar sunt răi platnici. Chiriași de ani noștri. Da, se poate face o situație, putem să ne gândim și la o soluție. Mă gândesc că ar fi cetățeni care, în moment ce vezi că... Da, să vedem legislația. Știu că au făcut de asta zic. Am înțeles că e consiliul de administrație. Exact, pentru acela, bineînțeles. Pleacă, trage penalități și cadă, nu e... Dar ar fi bine trebuie să avem o situație și după aia putem discuta, dacă tot și intră comisie în... Să avem o situație, exact, pe asociații, să vedem ce înseamnă.
la nivel de oraș. Majorări, penalități și... Da, și ținând cont că suntem în 17 consilieri, mai avem și plânăși primărie, dăm câte două scări la fiecare consilier. Nu, dar dacă și-a uitat comisia, Andrei, că nu trebuie să meargă decât la fiecare asociație, că probabil acolo am un centralizator. Nu, nu, după ce avem centralizator, să mergem ca să îi convingem și să le explicăm că e bine de... Domnul primar, mă ofer să mă însoțiesc. Deci după dumneavoastră. Da, mulțumesc. Domnul primar a zis 17 consilier, nu și el. Da. Eu ziceam, deci la mii plus. Prin primării, dar eu nu mă văd din spatele, nu? Mai sunt alte discuții? Eu îi aștept când iasă de la servici, la scară. Și acum mai sunt discuții ca completări, dacă nu, supun spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă componența compartimentului pentru sprijinire, întrumarea și controlul asociațiilor de proprietate, după cum urmează. Oprea Ana, economist în cadrul biroului financiar, contabilitate și buget. Valoriu Adolean, Iulia Adreana, inspector în cadrul serviciului resurse umane și socializare. Justeața Marțica, inspector în cadrul serviciului urbanism. Proiect de hotărâre privind necesarul de carburant pentru microbus de transport copii tip Opel Cigro, matriculat cu număr IA-10-ZVE. Inițiator, domnul primar. Nu l-aș mânca că dacă toți aparține de nota de fundamentare. Deci, după cum știți, sunt bani. Noi am primit un microbuz care are scop adusul de acasă a elevilor din localitatea noastră, la școlile din localitatea noastră, accentuez pentru că sunt și alte păreri, pentru aceasta, calculând traseul, calculând frecvența curselor și așa mai departe, categorii de drum, incintă condiționată vara, iarna, s-a ajuns, pe bază de normative, s-a ajuns la un calcul, la o cantitate rezonabilă de 250 litri pe lună. Dacă vor fi excepții justificate, vor fi prezentate, dar ăsta va fi consumul. La punctul următor o să vedeți că o să fie și acolo un mod de folosire a acestui mijloc de transport. Documentele însoțitoare, justificative și așa mai departe. Există legislație în acest domeniu și, conform acesteia, îi conformăm. Mulțumesc. Avizul comisiilor? Mai sunt alte discuții? Dacă puneți să mă dădești de fiată, cum am fost și rugare, sigur o să veniți și o să mă răspunzi. Da, acolo chiar foarte bun așa. Chiar serios? Acolo trebuie. Nu, că acolo se dobară. Nu vezi de ce lupța de loc, dacă nu știți. Spre aprobarea acest proiect, cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Se aprobă norma de consum lunară de 250 litri de carburant destinată microbuzului care transportă elevii în cartierul jur al orașului Cărbunor. Comentariu numărul 3. Proiect de hotărâre privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aparținând Consiliului Local Oraș Târgu Frumos. Domnul primar, da, probabil că în regulament, cum a punctat și bine a punctat și domnul administrator, că vor fi transportați copii din orașul Târgu Frumos.
sigur traseul va fi la Jora atât de frumos, că noi nu avem de unde să... S-au insistat să ducem copii de la... pentru școală, de școli, de întâlnă, dar se aducem de la Bar, se aducem de la Flăcășeni. Cine vrea să... din copiii care locuiesc în Bar și în Sfântul Frumos, să aibă director de școală, consilier local, ministru, să investească și să vină la școală. Și atunci mă aduc eu și ea duc de la... e normal. Și ea duc de la... din alte localități. Și vă mai spun că sunt 400 de elevi care sunt la... care avem evrei de anul, și s-a luat 10 de la Balș, 14 de la Părcășeni, de la Balș, învățați, începem 20 de tamantul școlii, toate încep în rog, începem 20 de microbuze. Deci nu-i posibil. Cineva a vrut să demonstreze și până la urmă am lămurit, domnule, nu se poate. Dar dacă microbuze este total consiliul local, sper că într-o ieșire, într-o vacanță, un prosop, un client, așa, bine, să-l folosim și noi, nu? Nu se poate la asta. Conform regulament. Carte didactice, câte locuri servicii, da, 16. No, scopul servicii, elevii, da. Dar nu ai mers la nuntă niciodată. Și nu bine, nu? Eu vă spun că am văzut. Da, și la televizor. Dacă nu mai sunt lucruri puțin, supun să te aprobarea acestui proiect, cine zic că așa lui, nu se trebuie. În potriva, abține, mă numita și nu se trebuie și poate. Se aprobă regulamentul privind modul de utilizare al microbuzei de transport școlar aparținând de public local la arte cu mostru, în forma anexelor mai multe care fac parte integrată de prezentare de proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, extindere în linie de înaltă tensiune, 0.4, volt, strada 1.000, strada Cupeni, strada Ogorului, strada Casa de Apă, drum în exploatare 2716, pe 34, strada Mircuța, orașul Frumos, inițiator domnul Frumos. Da, după cum bine știți, pe strada Unirii trebuie să facem extindere ca să putem definitiva să dăm acele loturi de casă, trebuie să facem investiții. Mai sunt solicitări din partea unor cetățeni din orașul Frumos de pe Cucuteni, Ogorului, Casa de Apă, drumul de exploatare 2.76/34, Măicuța, care, Măicuța va fi pe lângă o extindere, va fi și un punct traf. Se va monta un punct traf, nefiind rețeaua, nu suportă consumul de acolo. Ca și investiție este undeva, dacă nu așa eu, vreo 193.000 de lei, din care 550 de grame va veni EON-ul cu investiții, noi vom veni cu urez. De aici, aici este făcut o evaluare, da? Ce va scoate la distanță, probabil că o să rămân la 55 a EON-ului care o să ne ia și noi să completăm cu restul până la... Sperăm că o să fie cu 140-150 de stația, nu știu. Avizul comisiilor? Economicului? Eu am o întrebare, dacă cineva știe un proiect realizat din supra-teran sau sub-teran? Supra-teran. Da, cu sper. Supra-teran. Mai din să... E bună ideea, dar dacă am luat de la primărie încolo, luăm de la Băureni, în care să vinem subteran, asta nu e chiar. Unde să poată, dar nu a venit cu
varianta subterană. Proiectul așa este. Plus că e iluminat cu strada, nu se poate face subteran. Da, se poate. Poate și ieși în stâmp. Ieși cu stâmp, direct în stâmp. În Belgia, Olanda, au fost străzi iluminate sub teritoriul subteran. Sper că îmi vorbim de la televizor, nu ai fost. M-au dat vedezi. Nu știu mai. Dacă nu avem străzări, când de ce mai întrebare? Eu știu poți ajunge, dacă nu o să începe. Ce pentru să ce străbați la Parlament? Supun spre aprobarea acest proiect, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Se ascultă niște caturi tehnică economici pentru obiectivul de investiție, extindere din general putem spune gărbări de statul Prodos, strada Mâniu, strada Puțin, strada Obolului, Casa de Apă, drum în exploatare 2016 pe 34, strada Mâncu sau Rasul Cunos. Suplimentar numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al orașului Târgu Frumos, a imobilului cu denumire Amenajare Pașului Sportivă, situat în strada Burne, numărul 34 A. Domnului Marșă. Ce-am putea să vă spun? Valoarea 952-244 lei. Noi 9 miliarde. Bună investiție. Să faci să ai cheltuit în lor. 10 miliarde. Dar face, domnule, avem bazul de extraordinar. O fi fost când domnul primar, dar fără activitate. Norocul nostru este că nu a dat televiziune de comandat de aia de la bază. Bază sportivă fără activitate. 10 miliarde. Nu-i singură. Da. Păi de ce nu să vă, eu vin, adică stau și mă întreb așa, bani publici, nu? O fost cumva într-un proiect, pentru proiect, nu fost făcut, dar bine și proiect bani europeni. Dar bani s-au dat când s-au licitat. Guvernamental. Fost e acel proiect luat și multiplicat în toată România, unde vedeți, da? Și bani guvernamental. Nu se europene, dar sunt bani. Bani nu. Era buget. Nu la bugetul local. Aia europene, s-o dar o știme. Tot aia noi, dar poate mai ușor. Dar facem o investiție, că băi, aia sunt europene care mi-a dat un bani. Sunt bani noi. Dă mi-e dracu. Se investește acolo în țara mare. Tătarul la intervenția care a avut-o la... Radio a spus că s-a ducă investitori prin toate mediatele. Nu numai asta. Sprijină pe Tărâceanu că într-adevăr au făcut investiții în Târgu Frumos, au dat bani pentru canalizare din cartier, au făcut cele 14 case. Nu a spus nimic despre... O uitat. Dar din cât banii pentru canalizare din cartier îți dat Tărâceanu? Așa au spus tătarul, că dar nu au spus în milioana care... Nu cred. Vorbim de parcă, exact, nu-s banii noștri. De la ăla. Care chiar nu avea nicio treabă. Și acum noi ca și Consiliul Local. El așa... Ai fost banii aduși de... Impact e fie. Ai fost banii aduși de... Noi acum cheltuim și niște bani pe azi întreținim acolo, nu? Deocamdată încă nu au venit iarna, dar nu mult nu merg. Eu am spus la biroul de urbanism că se va muta acolo, iarna asta, acolo își vor desfășura activitatea. Așa de tare se grăbesc să terminăm o dată. De bine acum îți face recepție. Am văzut de mântuia postului în ieri. Și domnul consilier Corodin, nu aveți decât să-i dați replică, domnule. Dăm acum să ascultăm, facem emisiune, ce vedeți, declară? Nu știu, m-am uitat. Dar ce nu îi dă banii? Dar nu mai ține minte, domnul primar, și eu mult de atunci și apoi nici nu puteam atât de chestii. Da, să trecem mai departe. Dar un asemenea individ să mai țină și minte. Dar suntem vorbiți în local, aici, și local, declarația. Putem vorbi și despre gestionarea pe care acestor fonduri.
pentru că suma este destul de mare, iar fizic nu știu dacă se regăsesc. Suntem nevoiți să trecem în patrimoniu rapid pentru a vedea mai departe lucrurile pe ulterior și vom face cu această bază sportivă. Acolo ar trebui o cale de acces. Asta e o problemă, că nu merge nimeni. Dacă nu trebuie să este primul pas, după aia vom... Ar fi mai bine să găsim cineva să facă care de Să întâmplă la partidul ăsta, că n-am sediu. Poate îl faci în anunț, îl faci la concesionare. Da, da, da. Au sediu, au sediu, mai ajung. Dacă nu, dacă mai sunt altă discuții, dacă nu, să pun la vot acest proiect de hotărâre, ce nu este pentru? Împotriva, abține. Unanimitate. Implementarul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor demersuri în vederea recuperării drepturilor restante cu titlul de chirie și sau utilități înregistrate de locatare din blocurile ANL construite prin programul locuințe pentru tineri destinate închirierii. Inițiator, domnul primar. Eu am spus și mai înainte că vrem și îmi doresc să recuperăm acest bani. Acest bani sunt dați, sunt plecați de la bugetul primăriei. Nu are rost să stea la domnii de la ANL. Stau la dânșă. Legislativul, dacă sunteți de acord să mergem în instanță pentru recuperarea sumelor datorate, să facem demersul, da? Politic să acel în procesul local, pe care iese, nu mai rog. Aveți pe ei loc? Ei acum, care nu le-au cumpărat, iau chirie. Contract din închiriere, nu? Un contract ăla din închiriere nu-i de stipulat nicio... Da, mai multe pentru rezilieri, dacă pentru rezilieri, am discutat chestiunea asta. Normal, contractul are prevăzut. În caz de, da, e vorba de recuperare. De recuperare, că de neapărat o hotărâre. Am văzut. Dar dacă are prins un contract. Minim 3 luni, dacă nu 3 luni, vă înțeleg cum îi plătesc. Se poate, se poate. Rezilia cu un contract. Pentru rezilie, tot în instanță. Noi am mai fost de rea credință. Am făcut IEN, eșalonări. Nu fiecare an că vin eu să fac acta aici. Nu spunem, doamne, dai datorii. Fac eșalonări, promit că anul ăsta le achit. Exact un an, 2-3 ani au trecut și nu și avem 1.300.000.000 acolo. Trebuie să-i recuperăm cumva, nu? Și fără a-i constrânge, nu cred, îi recuperăm. Aveți o comisie, mă? Economic, gururi, favor, favorabil. Și cum spre aprobarea acestui proiect, dar nu mai sunt dată discuții. Cine este pentru? Împotriva, abțineți, unanimitate. Se aprobă acționarea în instanță a tuturor locatarilor din blocurile de locuințe ANL, construite cu programul de locuințe pentru tineri destinat interierii, care înregistrează restanțe la plata chiriei și sau utilităților, ce depășesc o perioadă de 3 luni consecutive. Pentru suplimentarea numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune a spațiilor medicale din cadrul Poliției Orașului Sfântul Frumos prin procedura negocierii directe. Da. Deci au fost trei licitații. Odată nu au fost trei societăți, așa au fost făcute licitații. Odată nu au a fost complet documentația. Acum, după cum se știe,
acele spații o renunțare acomodată, este acolo între coadele de pește. Și vrem să le scoatem la concesiune cu procedură negociere directă. Cum concesiune sau vânzare? Concesiune, e vorba de schimbarea modalității. Exact. A fost prin licitație. Și acum am ajuns în vorba de modalitate. Au fost în comandat, au fost la licitație. În prezent era vorba de licitație publică și acum e vorba de negociere de lucruri. Aveți un moment să vă cum spre aprobarea acestui proiect, în este cantul, împotriva abținerii, 16 voturi pentru. Se aprobă aplicarea procedurii negocierii directe în vederea concesionării spațiilor medicale, partea cabinetele numărul 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21 și etatul 1, cabinetele numărul 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, din cadrul părțunicii orașului nostru frumos, inclusiv în vederea desfășurării unor servicii medicale prevăzute la Imanesc numărul 2. Începând cu data prezentă, este revocă prevederile hotărârii din Consiliul Local numărul 26 de 30 a 4 a 2015. Personalului contractual din cazul casă de structură care aveți trei ani, orașul de frumos, inițiator, domnul primar. Da. Având postul vacant la casa de cultură, am solicitat un post de referent de debutant studii superioare să venim spre domnului director. Am sunat un domn consilier, m-a felicitat, m-a oferit și m-a felicitat și domnul primar. Am înțeles că vă angajați la Casa de Cultură, vă ocupați de casă personală de Casa de Cultură. Cred doar de domnul consilier Căsăr Corătin. Vinim angajat cineva care se vină să fie domnului director la Casa de Cultură. Foarte frumos. Dacă și eu, dacă pot să fac ceva pentru Casa de Cultură, vreau să fiu anunțat și merg cu cea mai mare... Am fost când a început echipa de dansuri, este nevoie la Casa de Cultură, pentru că bună parte din activitatea mea și de elev și când a fost mai mi-a desfășurat doar la Casa de Cultură. Și pentru mine este un simbol a orașului și Casa de Cultură și mă bucur că primarul încearcă să iau o ieșitudine. Acum să vedem și finalizarea. O să merg eu la Casa de Cultură, tot la dansă, dar nu ca sur, dar ca muta. Ca ursul? Da, ca ursul. Ca ursul? Dar și mai avem trei puncte aici. Să spunem la se aprobă transformarea unui vacanță de instituții de regim pentru actual de referență, grad profesional profesionism atestat. Nivelul studiilor este referent, gradul profesional debutant la Casa de Cultură Gravete Brăileanu, orașul frumos. Se aprobă modificările de vestele articolului 1, care se regăsesc în anexa numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Dacă noi am început mai din timp să ne ocupăm cu recuperările de la blocurile anume, un domn Petrache Ciprian s-a sesizat, într-adevăr este pericol cu recuperarea, s-ar putea să ajungem și la evacuare, nu știm de că am dat instanța la spus, care merge într-un căruț. Este mobilizat, nu poate să... care stă în zona anelului, cred că știi. Eu știu, mai e un băiat, așa, mai... să mă tot în afară, cred că ce căruți. Și
submit la contanța dumneavoastră care i-a adus mesajul mai departe și ne roagă. Are o datorie de 10.911 lei, pe data de 12.10. Și ne roagă, dacă putem, să-l sprijinim. Și cum am mai sprijinit pe alții, cu linichii, cu ochii, cu așa. Fiind un caz aparte, într-adevăr, este cineva care îl duce prin oraș, într-un căruț, băiat tânăr, are copii, da. Are... Vine cu rugămintea să-l sprijinim, să-i achităm datoriile astea de 10.911 lei. Noi nu-i va vedea decât vor merge exact să plătească în contul în care își plătește datoriile. Va face și un angajament, că așa i-am spus, nu vii peste un an sau doi să mai soliciți încă un ajutor. Va face un angajament în care nu la 3 luni, o lună să nu mai întârzie cu datoriile. Și mi-a promis că îl face, mulțumește, dacă dumneavoastră o să fiu de acord, mulțumește domnul consilier, vin la audiență. Are multe acte medicale puse la mapă, probabil că o să trebuie să facem și noi o analiză, să facem o anchetă socială, da? Și dacă dumneavoastră sunteți de acord, suma este exact 10.911 lei și asta e... Deci, asta este proiectul hotărârii sau nu mai la este un proiect de hotărâri, nu vrem să fie încă o lună, că deja e să mai adaug. Deci, dar după aceea, domnul primar, el are posibilitatea să plătească? După ce ar fi terminat. Aici soția, am înțeles că acum, de câteva zile sau unul de față, n-a venit undeva pe la Vărțat, lucrează, dar până la urmă nu faci un angajament da. Și o să plătească. Să faci, cum ați spus, o anchetă socială, acolo trebuie pus tot la anchetă socială, să vadă. Nu, anchetă socială ca să ne justifici. Păi, că noi cu... Fundamentul hotărârii din Consiliul Local, dar acolo, când îi faci o anchetă socială, nu o să vadă și venitul tot ce are. Doar asta da. Trece în anchetă socială. Și atunci vom să vedea și în punctul de raport. Dar anchetă socială, ca să poți să-ți beneficiezi ceva, trebuie să nu ai geamuri, uși. La o cameră de 3 pereți, de 4 sau pereți, doi, numai 2. 3 sau 2, ca să beneficiezi de ceva. În ideea că e foarte bine, dacă ești un om să-l ajutăm, dar numai să vedea dacă te viitor, are și posibilități. Asta da. Că, cum bine ați spus, un are angajament, că el vine peste vreo 2 ani, iar nu mai fi noi, dar o fi alții, care el mai sunt necășit. Nu fi ca el și necășit, perea. E posibil. Și făcut un calcul, spune, domnule, ăștia mi-au dat 10.911, peste 5 ani vor fi alții, mai dă și aia 10.000. Că sunt foarte mulți necășiți în oraș, dar poate are și posibilitatea să plătească. Acum, dacă nu are posibilitatea, atunci este... Pe perioada asta de 5 ani, promit că nu mai vine să iei. Bine, vă cred. Dar, știți cum e problema? El cred că primește o pensie de handicap undeva. E treaba lui, nu chiar ajutor. Nu primește. Sau ajutor. Și însoțitor. Și însoțitor, și mutare sunt și bani. Care sunt tot. Eu m-am spus ca idee, sunt total de acord. Dar eu sunt mulți. Să avem în vedere că și mâine pot fi așa. În situația lui chiar nu sunt cu alte probleme. Cum îi spune Nicola? Nicola, cum îi spune lui Patap? Care e ăla? Și mai sunt așa... Da, domnul, apropo de situația asta, de revin cu copilul ăla cu Macovei. A mers la București pentru expertiză. Doamna consilier, norocul dumneavoastră este că nu ați preluat guvernarea.
așteptăm rectificarea de buget acum și o să-i dăm bani și lui Macovei. Domnul primar, ăsta nu-i noroc, e calcul. Norocul, nu. Norocul copilului este că nu ați preluat bugetul. Ăla-i calcul, nu. Îi supun suma spre aprobare acest proiect după ședință, când discuta și altceva, dacă doriți. Cine este pentru? Împotriva, abține. 16 voturi. Mai avem aici o plângere din partea super tineri, Asilis. Da. Știți că dânșii au avut un program în care și-au permis să plătească o chirie de 3.000 de euro la Casa de Cultură timp de 6 luni. Banii au ajuns la niciodată. Asta e cea mai mare activitate care am tot dreptul, dar vă strâns banii. Dar nu fost, nu e meritul dumneavoastră. Da. Dar el e șeful. Din curățămintea față de noastră ca să... La meritul că aduci, mă. Din curățămintea față de noastră să prelungim contractul din chiriere. Eu le-am spus 500 de euro cât a fost pe lună, nu. Dar cu cât, nici moca nu se poate 500 de lună. Să nu uitați consilierul, că a rămas pe un vor. Și dânsii au venit cu propunerea de 100 de lei pe lună. Eu zic, doamne, să fie ceva ca să nu vină... cum să vă spun, oaspeții ăștia ai noștri și mai avem și alți oaspeți care se vor ocupa în continuare de noi și cred că facem politică, campanie cu dânsii. Deci, eu cred că 100 de lei e bun, mai ales că vin la propunerea lor. Nu am propus. Dacă m-am arătat pe mine, eu puneam 50. Și perioadă. Slab negociatorii ăla de la Sirius. Da. Supune la vot. Supune la vot. Ce întâi s-a consultat? Adevărul cum e... Cu cerul 200. Este o domnișoară acolo care se ocupă, sau doamnă, nu? E un tari care se ocupă de... La face lucruri. Domn... La clopții, tineretul sau cu coloranța, m-a alergat cu mine, dar am câștigat un tricou, nu-mi pare rău. Și am dat... 200 și de ore am zis într-un tur de oraș. Dacă nu încep în campania, cam cât mă fac băț. Da, deja am trecut, dar l-am amândut. Nu s-a spus la urmă, dar dacă domnul Colocescu, domnul Ion, o să te pot fi deja... Nu pot spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Noi vă mulțumim. Ne apreciați așa de mult. Chiria. Chiria. După... Am profitat de... vremea de afară, că este călduț și chiar este bine. Domnul administrator și cu domnul viceprimar au început deja să ocupe de parc. Vrem să facem parcul un fel de... Numai că nu ne ajută blocul, nu ne ajută... Nu avem magazine, cum da, oricum, vrem să facem și noi ceva, un fel de palas mai mic. Parcul nostru. Avem niște imagini, lucrăm cu oameni serioși, cu oameni pricepuți, peisagiști, cu făcut. Uitați. Cam... Dar o să vorbesc cu Ovidiu și o să vină terminată. Cum vă trimite ședință și vă trimite așa. Descaneți color? Noi ne-am făcut niște costuri, cam cât am estimat. Și vorba... Sistem de irigații. Deci irigații ne ocupăm inclusiv de explanadă. Tot ce sunt peluzele alea, vom avea
automat se va da drumul, se va fixa la ora când se va ridica, nu mai vrem cu furnelume, nu mai... Terminăm, schimbăm tot, punem gazon frumos, plante, pe... cred că o să iasă ceva de acolo și o să iasă chiar ceva frumos. Inclusiv pietonalul. Trotuarele făcute cu bavele, cu borduri, cu... Nu știu, a venit cineva să ne-a propus să mai facem și pe stânga o alie de personalități, am zis că noi vom fi aia, dar la timpul potrivit lăsăm locuri acolo, pentru noi să fac. Modernizarea trotuare sunt 1565 de metri pătrați, sistem de irigații automat, gazonare, peisagistică, peisagistică nu ce-au făcut ăștia o desenat, peisagistică schimbăm copacele acolo, tuie, tot ce trebuie, uitați, piatră frumos, calcar alb, probabil că o să iasă. În total avem o valoare de 353.859 de lei fără TVA. Cu TVA este o sumă de 438.786, dar asta este o estimare. Dumneavoastră trebuie să țineți cont că asta se scoate la licitație sau chiar cel puțin 5-600 de milioane, eu parcă mi le fac pe mai jos. Așa e bine. Și așa, cred că și în cap. Că aici au făcut estimările, s-au făcut un proiectant. Un proiectant care crede că și-a 6.000 de la mine și-și mai ia 220 de la executant. Și noi vrem să-i luăm aia 220 sau 400, să-i luăm de la executant. Că nu mai are să dea proiectant. Termenul final? Termenul final, oricum, până în iunie. Până în iunie, dacă ne aducăm acum în e așa, sper că rămâne trotuar peisagistic ceva pe la primăvară. Nu putem să punem oameni și astea iunie. Să facem... Și gazonare, atât. Domnul primar, mai mult timp poturi ați luat cartierul să... De așa, noi acolo... Acolo ce-ți fac? Acolo tu ne-am ascult și-a terminat. Păi, nu. Stai acolo dacă s-a... E important de strada mea care e... Voi lua foarte multe în serul ăla, dar dacă se mută Crișul de acolo. Dar nu avea să-mi dea o treabă în Criș, că el avea un singur poț. Mai poți acolo? Două. Două singur, mai are atât mare. Da. Tu-l înveți, mai mult. Eu am mai pățit-o și m-am mai urechea cineva că domnul primar, dar ați venit acum și lucrarea este gata. Eu m-am adus la cunoștință, dacă vreți să-mi dați ok-ul ca într-adevăr să lucrăm liniștiți. Și bani și de-asta am găsit. Să consideră adoptare acest proiect și intervenția împotriva acțiunii. Era gata și proiectul, dar s-a deviat nasul la proiectant. Da, super, nu putem să-l deviat din asta. Bine, e ok că să faci chestia, trebuie cel puțin pe la anul să ne gândim o leacă și spre periferie. Tot ce s-a făcut, s-a făcut în concentrat. Da, domnul consilier. În ședința viitoare vă aduc propuneri cam ce este pentru anul, dar am spus să rămâne valabil, luăm de pe centru și ne duce pe exterior. Vrem să ajungem în altă, avem să... Și dacă reușesc, va fi bine, am și o promisiune pe alea Petrurale și nu așa. O să o facem, dar vom ajunge cu trotuarul Sternici de domnul administrator până la Dinia Radeal, până la Casa de Apă, pe partea stângă. Vom face Ștefan cel Mare, partea stângă. Vom face
încheiem de la piață Bogdan Vod până sus, așteptăm să treacă cu conducta de 300 care duce la rezervor, să ajutăm și directorul de la Ion Creangă să face parcarea și până la Vale. Noi fiind atât de numeroși, cam am acoperit tot orașul. Drept dovadă, să facem Crișan, acolo să turnăm asfalt, lumea. Și așa merge la biserică, la perit, la... O să ajutăm colegii din Comunitatea Rușilor de Pobeni. Și noi, nu am nimic. Eu, ca și persoană respect, ca și partid, mai puțin. Da. Ignaț, ce duci că și da, mi-aș dori, domnul Nicola, mi-aș dori să primesc niște bani acum la rectificarea asta și să fac străzălicerea pe niște domnul consilier până în iarnă. Așa de tare mi-aș dori. Mult bată. Păi atunci vă doriți să lumina, faceți de ridicat la mare. Lumina, să faceți de ridicat la mare. Dacă știi când este de ridicat la mare, sunt ca să vedeți la rețin închis. Poate asta nu vă doriți. Stai să vedeți.